Bun găsit, prieteni, ne pregătim pentru semifinalele Cupei României la fotbal, prima manșă. Prima partidă se joacă pe stadionul Langhe Ordescu din Voluntari. Echipa gazdă o întâlnește pe FC Argeș. Semifinalele se joacă tur-retur, nu mai este valabilă nici la noi regula golurilor înscrise în deplasare care să valoreze dublu. Această situație se simte confortabil. Iată un șut de la distanță deloc rău, expediat de Cristi Tănase. Tănase, Latovlevici și Prepeliță au fost colegi la FCSB. Țiarmaș, Nemeț, Șobotariu, șutul în transversală, surprinzător al lui Latovlevici. Toată lumea credea că dă Tănase, a tras Latovlevici cu stângul și nimerește transversala. Cred că era gol, chiar dacă tânărul Popa era pe, în zona balonului. Cred că mingea se ducea în ploasă dacă era pe spațiul porții. Îi angajează pe colegii veniți din linia a doua, centrarea lui Briceag, greșeală mare a lui Croitoru. Nemeț luftează, dar totuși transformă într-o pasă perfectă și în golul marcat de Vadim Rață. Greșeală de proporții a lui Flavius Croitoru și un gol venit contrar cursului jocului în minutul 18. 1-0 pentru Voluntari. Sigur că Nemeț va fi creditat cu un asist, dar a fost departe de el gândul de a da la poartă. Totul se petrece din cauza acestei greșeli. Minge boxată prost de Croitoru. Șut ratat al lui Nemeț, vine Rață. Nu mai poate fi oprit. 1-0 pentru Voluntari. Nu mi se pare. Se lovește Armaș, dar a fost el imprudent. Nu mi se pare că Said s-a pus capră pentru a-l dezechilibra pe stoperul moldovean. Nu văd unde este faultul lui Said aici. Toți jucătorii piteșteni retrași în propriul careu. Centrare și reluare senzațională din plonjon a lui Igor Armaș. Gol cu capul de la aproape 16 metri. 2-0 pentru Voluntari. Igor Armaș este cel care marchează. Senzațional. Minutul 29. Asta este problema apărării în zonă. Dacă nu o faci cum trebuie, dacă nu atași mingea. Ok, te apări în zonă, dar Armaș a scăpat atenției defensivei piteștene. E mortal să-l lași atât de liber acolo. Sunt 11 metri. Mi s-a părut că e mai aproape de marginea careului. Sunt doar 11 metri, toate cap este însă perfectă. Este mortal să-l lași pe Armaș, cel mai înalt jucător de câmp de pe teren, liber la acolo în marginea careului. 2-0. În concentrarea lui Rață, șansă mare, Ricardinho! La minge, cred că este decizia bună a lui Feșnic. Practic l-a figurat, n-au niciun motiv să fie triste. Echipa lor are un scor excelent. Reușește Ganea să dribleze în mod neașteptat. Îi pasează lui Said. Ocazie mare! Ratează! Atac cu Helder Tavares. Tavares nu reușește să mingea sub control. Vine Marcelo Lopez. Degajarea lui Mezzacoli, cel care a preluat bandura după ieșirea lui Șerban. Să vedem această fază. Cominge trimisă bine și este o ocazie imensă pentru Arias. Se cere corner, Feșnic dă un galben pentru Said, nici vorba de corner, galben pentru proteste. E corner, se vede pe reluare. A intervenit Denis Ciobotariu. Dar încă o dată, dacă era Malele acolo, probabil că scorul era 2-1. Arias nu are nici pe departe același nivel. Trebuie de prelungire pentru acest meci.